După mai bine de 2 ani de controverse și analize, mult mediatizată legea turismului a primit aviz favorabil în Camera Deputaților. Potrivit ministrului turismului Elena Udrea, Comisia de Administrație a Camerei Deputaților a dat aviz favorabil legii turismului pe care a inițiat-o MDRT și urmează acum votul plenului. Odată cu aplicarea legii, adio construcții pe plajă, a menționat ministrul. Elena Udrea urmărește ca prin această lege să curețe plajele românești de oamenii de afaceri, care în loc să atragă turiști, se folosesc de hotel în numele intereselor imobiliare. Ministrul turismului mai speră ca legea să deschide drumul investitorilor străini, cărora are de gând să le recomande personal intrarea pe piața românească. Observator.ro ne reamintește că guvernul a adoptat în ședința din 20 martie 2011 legea turismului. Ministerul de Resort susține că legea clarifică responsabilitățile autorităților publice locale și ale celor locale implicate în acest domeniu, precum și unele cerințe obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite turiștilor. Legea aprobată astăzi aduce prevederi distincte referitoare la turismul pe litoral, parcurile turistice, stațiunile turistice și patrimoniul turistic. Legea mai prevede înființarea unui sistem național de colectare și interpretare a datelor și informațiilor din domeniul turismului. În acest demers se vor folosi informațiile colectate atât de la agenții economici din turism, cât și de la instituțiile și organizațiile publice și private care au legătură cu activitățile turistice. Acest sistem va permite cunoașterea informațiilor relevante din industrie, pe care se vor fundamenta deciziile pe care MDRT le va lua în legătură cu turismul.